Sunteți pregătiți să spuneți ultimul cuvânt astăzi? Ultimul cuvânt? Niciun caz astăzi. De ce în niciun caz astăzi? De unde sunteți așa de sigur? Sunt multe probleme de dezbătut. Magistrații mai au de audiat doar doi inculpați în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare, însă Dan Voiculescu a declarat înainte de a se prezenta în fața magistraților că nu este de părere că procesul a ajuns la final. Ați desfințat Crescent Austria 93, cu cetățean pe care l-ați urmărit în calitate de vorbești angajat prostii, dragul meu. Securitate. Dragul meu. Gert Limbaugh. Vă spune ceva numele ăsta? La termen s-a prezentat și fostul ministru al comunicațiilor, Sorin Pantiș, care a acuzat procurorii de incompetență. Va începe demonstrarea faptului că tot acest proces a debutat cu niște calcule a unui prejudiciu, calcule bazate pe fals economic, pe minciună, pe erori grave și pe o incompetență crasă. Incompetența specialiștilor DNA. Indiscutabil prețul a fost corect. 100.000 de euro. În dosar, procurorii anticorupție susțin că Dan Voiculescu a preluat Institutul de Cercetări Alimentare în 4 etape prin subevaluarea imobilelor. Într-o primă fază au fost preluate clădirile ICA și au fost construite altele noi pe terenul Institutului prin asocierea ICA Grifco și Crescent, într-o societate nouă, Bioprod. Voiculescu controla atât Crescent cât și Grifco, iar imobilele au fost subevaluate, spun procurorii. Au fost apoi preluate terenurile de sub clădiri prin aceeași rețetă a subevaluării. Într-o a treia fază a fost privatizat ICA, iar un rol important l-au avut membrii PC, înființat și condus de Dan Voiculescu, care făceau parte din conducerea institutului. Voiculescu a plătit pentru acțiunile societății 104.000 de euro, deși valoarea lor era de peste 7 milioane de euro. În final, Dan Voiculescu a devenit acționar majoritar. După acest episod, el a transmis acțiunile ICA fiicelor sale, iar în acest fel, spun procurorii, Dan Voiculescu a spălat acțiunile institutului.